Liga 2, CSEA Steaua, Six Sereda, marți ora 19, Digi Sport 1. Liga Campionilor, Benfica, Dinamo Kiev, marți, ora 10 PM, Digi Sport 1. José Maurina, laudă pentru Ionuț Radu după Roma, Cremona, a fost fantastic. Deși a fost decisiv în prima etapă a campionatului, Ionuț Radu a primit încă creditul de la antrenorul Massimiliano Alvin. Am putea închide meciul în primele 20 de minute. Radu a fost fantastic, dar când ai momente bune și nu închizi jocul, atunci totul devine dificil. Am câștigat două jocuri cu 1-0, cu doi jucători defensivi care au marcat. Dacă sunt îngrijorat. Nu, pentru că va veni timpul și Tammy Abraham, Paulo Dybala, Nicolo Zaniolo pentru a le înscrie și ei, a spus Maurina la sfârșitul meciului, potrivit Tuttomercatoe. Ionuț Radu a primit nota 7 a jurnaliștilor italieni, cea mai mare notă din Cremonese, pentru performanța meciului cu Rom. Videoobiectivul primit de Ionuț Radu în meci sub numele de Roma, Cremone. Ce a spus agentul lui Ionuț Radu, după decalajul român al meciului cu Fiorentina? La câteva zile după eroarea românească din ultima etapă, Oscar Damiani a oferit prima sa reacție. Agentul lui Ionuț Radu a continuat să îi sugereze portarului român, așa cum a făcut o după eroarea din meciul dintre Bologna și a lăudat pe cei din Cremone pentru mesajul de asistență publicat imediat după meciul cu Fiorentina. O eroare. Dar este foarte puternică și a dovedit, mesajul crimei este un lucru foarte pozitiv și educațional, cum să gestionezi un club, a fost mesajul lui Oscar Damiani, potrivit Tuttomercatoe. Etichete seria a José Maurina, precum Roma, Ionuț Radu, Cremonese. Uită-te la știrile Digisport, roșii pe Google News.